Fostul ministru al agriculturii a venit astăzi în Gorj și a participat la o conferință de presă organizată de PSD. Totuși se pare că nu a fost atât de interesant pentru președintele formațiunii, care ori scria mesaje celorlalți participanți, ori biletele. Munca unui tânăr gorjan este recunoscută la cel mai înalt nivel. Scurtmetrajul acestuia va fi proiectat în premieră mondială la Cannes. Despre cine este vorba și care este povestea filmului, aflați imediat. Evaluarea națională s-a încheiat astăzi pentru absolvenții de gimnaziu. Ce subiecte s-au dat la matematică și ce părere au avut copiii despre ele mai târziu în jurnal? Oamenii nu respectă o promisiune minoră, ce pretenții ar mai putea avea să fie crezuți pe viitor? Și totuși se întâmplă acest lucru la fiecare 4 ani. La fiecare scrutin electoral, lumea parcă uită că politicienii nu și-au îndeplinit nici măcar promisiunile făcute uneori cu 2 mandate în urmă. Uitarea lucrurilor rele este benefică uneori, însă nu și atunci când vine vorba despre soarta unei comunități. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. La conferința de presă organizată de Partidul Social-Democrat Gorj, în principiu a vorbit fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, care se pare că nu a fost chiar atât de interesant pentru Mihai Weber. La un moment dat, Mihai Weber și Cosmin Popescu au început un schimb de mesaje prin intermediul telefonului mobil, după care Weber a trecut la scrisul bilețelelor. Conferința de presă organizată de socialdemocrați se pare că nu a fost atât de interesantă pentru liderii partidului. Deputatul Mihai Weber și președintele Consiliului Județean Gorj au început la un moment dat un schimb de SMS-uri, în timp ce fostul ministru al agriculturii vorbea despre problemele fermierilor. Pentru că nu avea ochelarii la el, șeful organizației județene se chinuia să citească ce scria pe micul ecran. După ce a tastat câteva cuvinte pe la spatele ministrului, i-a făcut semn lui Cosmin Popescu să se uite în telefon, întrucât președintele Consiliului Județean era absorbit de alte probleme. De 11.000 sunt tineri. Erau 1.124 dintre ei producători care au renunțat, tineri care au renunțat la pribegie. Au plecat din țările unde se duseseră, au revenit în țară pentru că au fost stimulat de acest program, iar astăzi sunt dezamăgiți. Și la orice întâlnire. Din păcate, pentru șeful formațiunii de la Gorj, Cosmin Popescu nu i-a răspuns lui Weber prin aceeași modalitate și după ce a citit mesajul, l-a ignorat. Supărat probabil de atitudinea lui Popescu, Mihai Weber s-a și răzbunat. În timp ce președintele Consiliului expunea în conferință problema cheltuirii banilor din PNDL, deputatul s-a pus pe scris bilețele. Cu font mare, să vadă și el ce cuvinte creionează, cele câteva rânduri au fost pasate lui Petre Daia. O să vă pun la dispoziție să vedem care au fost argumentele de nou introdus niciun proiect major de infrastructură și nu numai pentru județul Gorj și toată Oltenia. Pentru că nu mai avea cu cine să vorbească prin corespondență, Weber s-a pus pe desenat tot în timpul discursului lui Daia. Care ați văzut atunci când presa a pus întrebarea. Lungul discurs al fostului ministru l-a plictisit probabil pe Mihai Weber sau i-a dat planurile peste cap. Așa că reorganizarea a făcut-o din mers, prin SMS-uri sau bilețele ca pe vremea când era elev. Este cunoscut faptul că deputatul militează pentru majorarea alocațiilor copiilor și nu a ezitat să precizeze asta și în conferința de azi. Însă se pare că de alocație are nevoie chiar el, reintrând în mintea copiilor. Scurtmetrajul unui tânăr gorjan va fi difuzat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Cannes. Interfon 15 este o poveste interesantă scrisă și regizată de Andrei Epure și reprezintă semi-debutul său în regie. Proiecția filmului va avea loc pe 13 iulie. Gorjul are tineri cu care se mândrește, iar unul dintre ei este și Andrei Epure. Scurtmetrajul scris și regizat de el a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Cannes. Interfon 15 este povestea interesantă a unei tinere găsite în stare de inconștiență în fața blocului, pe care nimeni nu o cunoaște cu adevărat, însă toți știu câte ceva despre ea. În așteptarea salvatorilor, vecinii femeii reflectă asupra vieții acesteia și asupra vieții lor. Ideea lui Andrei Epure nu este una de ieri. Ea vine din trecut și a fost prezentată lui Andrei chiar de către producător cu care colaborează și care i-a fost și colegă de facultate. Poveștile au fost apoi culese de tânărul regizor din diferite locuri, atât de la tatăl său, cât și din discuții auzite întâmplător în tramvai. E o poveste personală. Mi-a fost spusă acum ceva timp de producătoarea cu care și lucrez, care mi-a fost colegă la scenaristică și, nu știu, a rămas povestea asta cu mine chiar auzind-o acum mai mulți ani și am vrut să o scriu.
scriu cumva, evident, povestea pe care mi-a spus să o ia a fost un fel de punct de pornire și mai departe am construit eu prin alte povești pe care le-am cules din diferite părți, de la tatăl meu, de la discuții auzite în tramvai, am făcut așa un fel de colaj. În urma efortului depus de o echipă de 50 de oameni și multe luni de muncă, proiectul a devenit realitate. Nominalizarea la Cannes înseamnă foarte mult pentru Andrei, mai ales că vine după o lungă perioadă de muncă fără vreo confirmare. Totodată, Interfon 15 reprezintă și debutul său în regie, în adevăratul sens al cuvântului. Înseamnă foarte mult pentru că vine după o perioadă lungă de confuzie în care am tot scris așa fără să am niciun fel de confirmare și mai mult de atât e și încercarea mea de a merge către regie, pentru că am terminat scenaristică și am scris deja două lungmetraje și mai multe scurtmetraje și cu scurtmetrajul ăsta e și debutul meu în regie. Semi-debut pentru că am mai făcut și anul trecut un scurtmetraj. Deci e cumva continuare. Andrei s-a născut la Târgu Jiu și a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, secția scenaristică și studii de film, iar în 2015 și-a finalizat prima parte a perfecționării în domeniu, masterul în scenaristică. De atunci și până în prezent, Andrei a lucrat la o agenție de publicitate din București și în paralel asistent al profesorului său de la facultate. Visul său de a deveni regizor a primat, iar astăzi meritul său este recunoscut la cel mai înalt nivel. Interfon 15 nu este primul scurtmetraj recunoscut la nivel internațional. Poate Întunericul mă va acoperi a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Moscova. Succesul pe care îl are Andrei, dar și visurile sale, l-au determinat pe tânărul regizor să continue povestea din Interfon 15 într-un lungmetraj la care lucrează în prezent. Acum scriu la lungmetraj, care e o continuare a poveștii din scurtmetraj și merg mai departe pe lungmetraj. Cei de la Semen de la Critică au un program de dezvoltare lungmetraj în care este invitat automat. E așa un workshop de o săptămână în decembrie în Paris și ei susțin tranziția către lungmetraj. Așa cum este normal, familia sa a fost cea care s-a bucurat cel mai mult, cu toate că părinții nu au fost prea încântați de dorința lui Andrei de a urma cursurile unei ATC. Totuși l-au susținut cu toate puterile lor și acum se văd și roadele, iar numele lui Andrei a ajuns până la Cannes. Tânărul regizor și scenarist gorjan lucrează acum și la alte proiecte. Om câine a fost deja filmat, iar un alt lungmetraj va fi pus în scenă la toamnă. Festivalul de la Cannes începe pe 7 iulie, iar scurtmetrajul gorjanului va fi proiectat pe 13 iulie. În ceea ce privește deschiderea către publicul larg, Andrei spune că așteaptă confirmarea unei date certe. Interfon 15, regizat de Andrei Epure, va fi prezentat în premieră mondială la Festivalul de la Cannes, după ce a fost selectat în competiția celei de-a 60-a ediție a secțiunii Semen de la Critic, Săptămâna Internațională a Criticilor. Juriul secțiunii Semen de la Critic, ediția 2021, va fi prezidat de regizorul român Cristian Mungiu. Fostul ministru al agriculturii în guvernul Dăncilă se declară profund nemulțumit de măsurile actualei guvernări legate de agricultură. Pe lângă faptul că au fost oprite mai multe programe demarate până în 2019, nici măcar sistemele de irigații nu vor mai fi construite, în principal din cauza excluderii acestora din PNRR. Cum să avem o Europa verde cu o Românie uscată? Este întrebarea pe care și-o adresează fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, prezent astăzi în județul Gorj. Contextul este cel în care, pe de o parte, au fost sistate lucrările la sistemul de irigații începute în mandatul său, pe de altă parte, finanțarea europeană a fost eliminată din PNRR. Este inadmisibil să crezi și să înțelegi că pactul european, pactul de Europa verde, se poate concepe cu o Românie uscată. Este inadmisibil. Este o contradicție de fond care nu vă poate explica nimeni, dar trebuie să răspundă cei care astăzi sunt în portofoliul deciziei și nu pun pe masa deciziilor europene interesele pe care le are țara. Daia se declară dezamăgit profund de măsurile dispuse de cei ce dețin portofoliul de la agricultură în prezent. Acesta spune că, de fapt, guvernanții nici măcar nu au vrut să susțină finanțarea irigațiilor din PNRR. Ca argument, fostul ministru se folosește de oprirea programelor începute de guvernarea social-democrată în domeniul sistemelor de irigații.
cei care au pus în pragul deciziei guvernamentale Planul Național de Redresare și de Reziliență nu au putut să se facă înțeleși, dar eu cred că n-au vrut, și rețineți acest lucru, n-au vrut, pentru că așa îmi explic în condițiile în care din banii bugetari nu continui având obligația legală, considerându-se, luându-se în considerare prevederile legii. Petre Daia susține că explicațiile guvernanților în sensul că finanțarea nu a fost dorită de Comisia Europeană sunt inacceptabile, cu atât mai mult cu cât România este reprezentată atât în Consiliul Europei cât și în Parlamentul European, așadar prezența țării în structurile de decizii ale Uniunii nu ar fi trebuit să ducă la o astfel de respingere. Mai mult, alte state membre ar fi reușit finanțarea sistemelor de irigații. A da vina pe Comisia Europeană este greșit, întrucât sunt statele din Uniunea Europeană care au reușit să introducă în planul de redresare și reziliență și obiective pentru agricultură, pentru a iriga țara. Petre Daia a fost ministru al agriculturii în perioada 2017-2019, dar și anterior, în 2004, în guvernul Adrian Năstase. O serie de programe precum Tomata sau Lâna au fost înlăturate de guvernarea liberală din vari motive. Astăzi, absolvenții de gimnazie au susținut o nouă etapă a evaluării naționale. Proba la matematică le-a dat bătăi de cap elevilor sau i-a ajutat în funcție de pregătire. Acum, că au scăpat de stres, cei mici așteaptă rezultatele și repartizarea la liceu. Evaluarea națională 2021 s-a încheiat astăzi. Elevii care au absolvit clasa 8-a au susținut astăzi proba la matematică. Subiectele au fost foarte asemănătoare celor date la simularea examenului național. Subiectele la matematică de la evaluarea națională 2021 au conținut în premieră cerințele concepute după modelul testelor PISA. La subiectul 1 au fost 6 item de tip grilă cu un singur răspuns corect. Pentru fiecare rezolvare corectă, elevii primeau câte 5 puncte, iar la subiectul al doilea au fost 6 probleme de geometrie sub formă de item tip grilă cu un singur răspuns corect, notate cu câte 5 puncte fiecare. Peste 131.000 de absolvenți ai clasei a 8-a, dintre care 2.166 din Gorj, s-au înscris la evaluarea națională 2021. Unii elevi susțin că subiectele au fost mai ușoare chiar și decât la limba și literatura română. A fost ușor, adică s-au dat mai ușor decât la română. La geometrie ne-au dat o problemă din cub, la cea în spațiu. Nu a fost ceva greu, am doar o nesiguranță la problema 2 cu expresia. Cum a fost examenul? Destul de ușor. Mai ușor ca la limba română? Pentru mine, da. Emoții? Nu prea. La ce nu te speri? La examenul ăsta? Undeva la 9-7-10. A fost o experiență foarte plăcută, mai venit și peste 4 ani. De data aceea o să mergem la liceu. Subiectele au fost destul de ușoare, pentru cine a învățat au fost destul de ușor de rezolvat. Cine nu a învățat, ca întotdeauna, scrie și el ce poate, pe unde poate, speră și el să ia acolo o notă decentă. Unde vrei să mergi? Aș vrea să urmez cursul în continuare la Colegiul Tudor Vladimirescu și aș vrea să urmez profilul matematică-informatică și pe viitor aș vrea să devin un mare informatician, să pună România acolo pe hartă, deoarece nimeni nu a mai făcut asta până acum și vreau să fiu primul informatician care descoperă ceva uimitor. Emoțiile nu au mai fost aceleași ca și la prima probă, iar părinții nu i-au mai așteptat la ieșire pe cei mici. Totuși, colegii s-au întâlnit cu ei în fața școlii și au schimbat între ei opinii și rezultate la exerciții. Radical din 6. Da, știți ce calculă eu? Calculă distanța de mână. Inspectorii școlari au mers prin unitățile de învățământ din Gorj pentru a se asigura că nu există probleme, iar proba la matematică decurge conform planurilor. Astăzi a avut loc proba de matematică a examenului național pentru clasa 8-a și toți inspectorii școlari au mers din nou și astăzi în județ, în școlile din județ și în școlile din municipiul Târgu Jiu, pentru a verifica și pentru a observa cam care a fost buna desfășurare sau dacă a fost o bună desfășurare a examenului. Până acum nu s-au
anunțat nu s-au anunțat incidente, n-au fost probleme, este într-adevăr foarte cald, sunt școli care au aer condiționat în sălile de clasă, ceea ce e un lucru bun. Alte școli nu au și pe aceste temperaturi e destul de greu să te concentrezi, ne punem și noi în pielea copilului. Am mers și noi în câteva școli, v-am spus și colegii noștri și de luni începem alte probe de foc ale examenului de bacalaureat. Primele rezultate ale examenelor de la Evaluarea Națională 2021 vor fi publicate în 29 iunie. După evaluarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale este programată pe 4 iulie. 24 iunie, zi de mare sărbătoare pentru creștini ortodoxi din România. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută ca Sânzienele, a devenit și ziua Iei Românești, ajunsă deja celebră peste hotare. Evenimentul a fost marcat și la Târgu Jiu, dar într-un cadru restrâns față de alte dăți. Creștinii sărbătoresc în fiecare an nașterea Sfântului Ioan Botezătorul pe 24 iunie. Românii sunt familiarizați cu sânzienele, iar de câțiva ani și ziua universală a ei. Evenimentul nu a trecut nemarcat la Târgu Jiu, unde artiștii de la Doina Gorjului au încins o horă în zona de promenada municipiului, ținând în mână flori de sânziene. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Nichifor, spune că în ciuda faptului că pandemia încă nu a trecut, sărbătoarea trebuia totuși marcată și în orașul lui Brâncuș. Și la Novaci au avut loc manifestări similare, iar acolo au jucat artiștii ansamblului Maria Lătărețu. O manifestare este adevărat mai modestă comparativ cu anii trecuți de dinaintea pandemiei, dar cum este ziua ei și toată lumea trebuie să petreacă în voie bună și să-și amintească de tradițiile românești, am gândit că este bine ca în mijlocul locuitorilor de la Târgu Jiu, aici în centrul orașului, să-i aducem pe artiștii de la Doina Gorjului, pe care dumnealor i-au văzut aici în câteva secvențe, cântece, dansuri și prezentare de port popular românesc. De altfel, cam la această oră se află și la Novaci ansamblul Maria Lătărețu al Școlii Populare de Artă de la Târgu Jiu. Sunt manifestări obișnuite pe care noi le dăruim gorjenilor în cinstea sărbătorii ei naționale. Unii târgujeni nu au uitat de sărbătoarea de astăzi și au purtat cu mândrie Ia Românească. Este ziua ei, ziua portului popular, normal. De aceea purtați ea, nu? De aceea m-am îmbrăcat cu ea astăzi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Ia Românească? Înseamnă a fi român curat. Sânzienele este una dintre sărbătorile cele mai îndrăgite și așteptate. Mai mult, este cunoscută și sub numele de Drăgaica. Tradiția populară spune că în seara de 23 spre 24 iunie, fetele nemăritate își visează ursitul sau află dacă se căsătoresc. În cazul în care acestea vor să își viseze sortitul, trebuie să pună sub pernă flori de sânziene, iar cele care vor să afle dacă vor avea parte de măritiș, trebuie să împletească o coroniță din spice de grâu și sânziene și să o lase peste noapte în grădină. Dacă dimineața florile sunt acoperite de rouă, acesta este semnul așteptat de fete, ce le indică un răspuns afirmativ. Mai mult, în noaptea de sânziene, ele apar și înzestrează plantele cu puteri vindecătoare, tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor. Ele sunt considerate zâne bune, însă pot deveni și rele dacă sunt nesocotite de oameni. Pe lângă această tradiție, mai sunt și altele mai puțin cunoscute. Roa nu este semn doar de măritiș, ci o putere miraculoasă. Ajută femeile să devină fertile, vindecă boli și înzestrează familiile cu frumusețe. Noul sezon aduce schimbări de sistem competițional și la Liga 3, acolo unde va evalua echipa locală Pandurii. Federația Română de Fotbal a luat hotărârea ca pentru ediția 2021-2022 de Liga 3 să rămână pe un format cu 100 de echipe împărțite în mod egal în 10 serii, dar și să joace în sistem play-off și play-out.
Pe 24 mai 2021 a avut loc o ședință a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, în care s-au stabilit mai multe aspecte ale sezonului de fotbal următor, 2021-2022, printre care și datele la care Liga 2 și Liga 3 vor lua startul. Ca urmare, Liga 2 va începe pe data de 31 iulie, iar Liga 3 pe 28 august. Deși a retrogradat în Liga 3, acolo unde termenul de înscriere a echipelor în noul sezon este 15 iulie, Pandurii Târgu Jiu speră în continuare să joace în Liga 2. Gorjenii au depus dosarul de certificare pentru noua ediție a eșalonului secund și așteaptă decizia FRF în privința formatului noului sezon. Directorul sportiv Camilian Floroiu spune că dacă FRF ar decide ca Liga 2 să aibă un format cu două serii, Pandurii ar putea juca tot în eșalonul secund, precizând totuși că și Liga 3 rămâne o opțiune. Depus documentele pentru licențiere pentru Liga 2 și am făcut lucrul ăsta încercând să fim pregătiți în cazul în care Federația Română de Fotbal va lua o decizie prin care va modifica structura competițională în noul sezon și dacă vom rămâne în Liga a doua, să fim pregătiți să avem dosarul de licențiere complet și să fim pregătiți pentru a lua startul în sezonul Ligii a doua. Matematic am retrogradat în Liga 3, suntem pregătiți pentru a continua, chiar dacă, așa cum am spus-o și mă repet, este un pas înapoi pentru marea performanță, vom căuta să ne reorganizăm, să găsim cea mai bună soluție, să facem cea mai bună echipă, să putem să revenim înapoi în Liga 2, să ne îndeplinim obiectivele propuse. Pentru Pandurii Târgu Jiu, noul sistem din Liga 3 nu va fi o schimbare pentru că echipa a jucat în același sistem și în Liga 2. Schimbarea ar fi că după disputarea celor 18 etape din sezonul regulat, jocurile tur respectiv retur, campionatul să continue în fiecare serie din Liga 3 cu play-off și play-out. Pandurii Târgu Jiu a retrogradat la finalul sezonului trecut și va fi prezentată, probabil, în seria 7-a alături de echipele Gilortul Cărbunești și CSO Filiaș. 7 decese și 68 de noi cazuri de îmbolnăviri au fost raportate astăzi la nivelul României. Unul dintre testele pozitive este al unui gorjan, însă și așa județul își menține coeficientul de infectare la 0,01 la mie. În continuare, Hunedoara este singurul județ fără niciun test pozitiv în ultimele 14 zile. România a efectuat în ultimele 24 de ore un număr de 28.628 de teste, iar dintre acestea 68 au avut rezultat pozitiv. Rata de pozitivare se pare că în continuare se menține scăzută, astăzi ajungând la 0,23%. Numărul deceselor COVID-19 a scăzut și el, astăzi fiind raportați doar 7 români care au pierdut lupta cu boala. Și la terapie intensivă observăm o scădere a numărului de internări. Sub 130 de forme severe au fost raportate. Mai exact, 125 de pacienți se află în stare gravă la ATI. Până în prezent, pe teritoriul României, aproape 1,1 milioane de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. La nivelul județului Gorj, astăzi a mai fost raportat un caz de infectare cu noul coronavirus dintr-un total de 483 de teste efectuate. Din fericire, nu a fost înregistrat niciun deces din cauza COVID-19. De la începutul pandemiei, 9.210 persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 8.756 de gorjeni s-au vindecat, iar 451 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, județul Gorj înregistrează 0,01 la 1000, fiind aproape cea mai mică rată de infectare. Se pare că Hunedoara este singurul județ care nu a mai înregistrat nicio îmbolnăvire în ultimele 14 zile. Media națională a coeficientului de infectare se ridică la 0,07 la 1000. La polul opus, cea mai mare rată de infectare este la nivelul județului Prahova, cu 0,14 la 1000, urmat de Alba cu 0,11 cazuri raportate la 1000 de locuitori. Festivalul Lavandei va fi organizat în perioada imediat următoare, iar în prezent se pun la punct și ultimele detalii. Municipiul este pe cale să găzduiască un alt eveniment cultural, iar despre toate acestea discutăm cu președintele Asociației pentru Democrație, Educație, Respect, Ștefan Ghimiș. Revenim imediat după o scurtă pauză. Am revenit alături de Ștefan Ghimiș, președintele ADER. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Avem Festivalul Lavandei, care este să înceapă ediția a doua. Da, am hotărât că continuăm evenimentul pe care l-am început anul trecut. Avem ediția a doua. Anul acesta am zis să dezvoltăm. O să-l avem pe o perioadă de o săptămână.
de zile, cu, e drept, evenimentele principale în weekend-ul ce începe peste două zile, sâmbătă și duminică. O să începem ziua de sâmbătă, seara, cu o proiecție de film lângă Lanul de Lavandă. Docuartul mă prezintă Brâncuș Nocturn, un film despre Brâncuș și câteva scurtmetraje. Încercăm să aducem, eu știu, starea asta de cinema în aer liber lângă Lanul de Lavandă și cred că va fi o atmosferă frumoasă. Eu cred că e un prilej de a fi, de a te relaxa și privind și filmele și admirând și lavanda și toată acea atmosferă de vacanță, cumva am vrea să o aducem în rândul celor care participă la eveniment. Duminică dimineața avem un eveniment organizat pentru copii cu un magician care i-a antrenat pe copii în zona asta de magie și până la urmă copilăria toată e magie, așa că cu siguranță va avea succes la cei care vor fi începând cu ora 11 la plantația de lavandă de la Polata. Iar seara de duminică va fi, să zicem, evenimentul principal. Am organizat un concert de operă cu două soprane și un bariton. Vom avea o seară realmente frumoasă, în aer liber și ascultând opere celebre și admirând lavanda. Și de asemenea, ceea ce până la urmă sau ideea de la care a pornit acest festival la lavandei în Gorj a fost o idee mai generoasă și pe care am vrea să o continuăm și cu alte festivaluri. A fost ideea de a promova antreprenorii locali prin evenimente culturale. Pentru că și anul trecut și anul acesta, în cadrul evenimentelor, o să fie producători locali, meșteri populari chiar, care își vor expune produsele, chiar vor vinde din produsele respective. Vom avea o mură cu tricourile deja celebre, vom avea dulceață de trandafiri, vom avea miere, vom avea produsele evident de lavandă și surprize pentru duminică seara. Există un program în care oamenii pot să vină să viziteze după aceste două zile? În fiecare zi, începând de luni, de la 9 la 17, locația e deschisă. Ana va fi o gazdă ospitalieră pentru toți cei care vor vrea să-i treacă pragul grădinii. Ce implică organizarea acestui festival? Și că este ediția a doua, anul trecut a fost organizat în pandemie, a fost printre puținele evenimente organizate. Da, anul trecut am spart gheața cu evenimentele, a fost, cred că, printre puținele evenimente culturale organizate, sau oricum a fost primul și printre puținele, că după aceea a început vara și a început să crească iarăși cota. Anul ăsta, să zicem, condițiile sunt mai bune decât anul trecut sau restricțiile sunt mai puține. Avem aceste, eu știu, condiții de organizare chiar și în aer liber, dar, eu știu, curtea generoasă o să ne ofere și spațiu pentru suficiente persoane. Noi estimăm că anul acesta vor fi la festival duminică seara în jur de 200 de persoane, peste 200 de persoane, dar plus minus, eu știu, 200-220. Nici nu vrem să trecem mai mult pentru că trebuie să ne încadrăm în spațiul respectiv și vrem să fie o atmosferă frumoasă pentru toți participanții, pentru că ideea tuturor acestor evenimente e de a zâmbi din nou, de a ne simți bine și de a îmbina cumva petrecerea unei seri deosebite cu un lucru și mai deosebit, plăcerea de a dărui. Pentru că n-am spus, dar vă spun acum, toate încasările pentru participarea la acest eveniment sau participarea la acest eveniment se face în baza unei donații pe care cei care doresc să dăruiască pentru copiii din Gorj, care nu au să un ghiozdan cu care să meargă la școală, pentru că sunt foarte mulți copii care nu au ghiozdan să meargă la școală în septembrie, noi am demarat un proiect care se numește Dorește pentru viitor, în care încercăm ca în septembrie să ducem cât mai multe ghiozdane dotate cu tot ce îi trebuie un copil să înceapă școala, copiilor din școlile din satele Gorjului, pentru că cu siguranță sunt foarte mulți copii care n-au ghiozdanul cu care să meargă la școală. Toate încasările de la acest eveniment și de la următoarele evenimente pe care Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, Clubul Rotary din Târgu Jiu, le organizează în această vară pentru a
obține fondurile necesare pentru copii. Așteptăm toate firmele și toate persoanele care doresc să dăruiască și să investească până la urmă în viitorul nostru, pentru că copiii Gorjului reprezintă viitorul nostru. Dacă vrem să avem un viitor, trebuie să investim în ei și să-i ajutăm măcar cu micul ăsta ajutor, să-i să ducă la școală cu un ghiozdan. Mi se pare un lucru absolut esențial pentru fiecare, dar sunt foarte mulți care nu-l au. Există o sumă pe care v-ați propus să o strângeți până în septembrie? Cu cât va fi suma mai mare, cu atât mai multe ghiozdane vor merge spre copii. N-aș putea să spun. Eu, cu siguranță, nevoia este foarte mare. Știu școli, cu siguranță au nevoie toți copiii din școala respectivă. Sunt școli în cătune și în sate în care toți copiii din școala respectivă cred că au nevoie de un ghiozdan, sau majoritatea, ca să nu zic chiar toți. Dar cu cât vom avea mai multe, cu atât vom reuși să dăruim mai mult. Prin urmare, nu avem o limită. Toți cei care dăruiesc și vor să susțină proiectul Dăruiește pentru Viitor, proiectul pentru copii, vor participa la acțiunile noastre și, până la urmă, e un lucru așa, participi și la un lucru frumos, te și distrezi, mergi la un festival de lavandă, asculți opere, mergi la teatru, pentru că următoarea acțiune va fi cu teatru, mergi la teatru, vezi o piesă foarte frumoasă și, în același timp, ai și sentimentul că ai dăruit pentru un copil. Un ghiozdan pentru fiecare bilet, la teatru cel puțin, pentru fiecare bilet cumpărat, un copil va primi un ghiozdan. Legat de teatru, că toți ați adus vorba, ce ne pregătiți? Pe 8 iulie, o săptămână și ceva mai încolo, avem un teatru a unor parteneri din București, Teatru de la Nima, totul despre femei, o comedie, pe care teatrul se va juca la Elvira Godeanu, partenerul nostru tradițional, aș putea spune. E o piesă jucată de trei artiste, Crina Lință, care este gorjeancă și care a venit tot timpul în proiectele noastre cu teatru caritabil, adică la fel, toate veniturile obținute în urma acestei piese vor fi date pentru proiectul Dăruiește pentru Viitor, Corina Dănilă și Adriana Irimescu. E un spectacol interesant, un spectacol în care cu siguranță lumea care va fi în sală va zâmbi și în același timp va avea sentimentul că va face fericit un copil. Va fi fericită pentru o zi, dar va face fericit un copil pentru un an, poate, sau pentru mai mult. Biletele de unde pot fi achiziționate și ce valoare au? Invitația la teatru este 50 de lei de persoană, sunt pe pagina Asociației pentru Democrație, Educație, Respect. Vor fi disponibile și la teatru. Așteptăm toți cei care cu siguranță suntem deschiși și cei care vor vrea să vină și să și petreacă o seară frumoasă și să și dăruiască, ne vor găsi cu siguranță. Există o limită de persoane? La teatru, da. Din păcate, condițiile de acum înseamnă 140 de persoane în teatru. Capacitatea teatrului este de 200 de persoane. Acum să vedem de la 1 iulie dacă cumva va crește și vom permite 100%. Momentan e 70% din capacitate, ceea ce înseamnă 140 de persoane. Cum vor fi oamenii dacă, eu știu, vor fi bilete sold out? Dacă s-ar mai putea organiza, dacă vor mai fi doritori, v-ați gândit la o asemenea variantă? Cu siguranță o să mai organizăm alte evenimente. Nu o să mai aducem încă o dată spectacolul de teatru acesta, totul despre femei, dar o să mai aducem alte evenimente până în toamnă. Și ca să vă anunț o premieră, în 11 august, la Târgu Jiu, va poposi, grație parteneriatului pe care turneul Stradivarius și Alexandru Tomescu l-are cu Clubul Rotary, va poposi turneul Stradivarius la Coloană cu un nou spectacol. Dacă ne aducem aminte, ultimul spectacol desfășurat la Coloană a avut peste 1200 de participanți și a fost o seară magică. Cam toate spectacolele de 4 ani de zile desfășurate la Coloană au fost superbe și ne bucurăm că reușim și anul acesta să-l aducem pe Alexandru Tomescu la Târgu Jiu. Va fi din nou intrare? Cu la acel spectacol va fi intrare liberă. În schimb, oamenii vor putea dona? Vor putea dona cu siguranță pe tot parcursul anului, pe tot parcursul până în toamnă, până pe 15 septembrie, pentru că ghiozdanele vrem să le dăm în prima zi de școală.
și proiectul acesta se va derula cu siguranță până pe 15, dar proiecte pe care Rotary le va prezenta comunității se vor derula pe tot parcursul anului, pentru că vor veni sărbătorile de iarnă și iarăși copiii vor aștepta cadouri și așa mai departe. Vrem să aducem evenimente culturale în Târgu Jiu, dar evenimente din care toată lumea să câștige. Să câștigi ca spectator, dar să și câștigi ca comunitate, pentru că plăcerea de a dărui este, cred că, mai mare decât ideea de a sta acasă și de a privi la televizor și de a nu face nimic. Ați avut acum câteva zile, cam o săptămână, un alt eveniment în care a fost implicat teatrul, dar spectatorii au fost elevii. Da, au fost patru spectacole de teatru organizate în cadrul proiectului Pasivitatea nu oprește bullying-ul, derulat de Asociația pentru Democrație, Educație, Respect. Teatru a fost Avioane de Hârtie și am adus la teatru aproape 800 de elevi din 12 localități din județ, deci nu numai din Târgu Jiu, am adus și de la Tismana și de la Țiclen și de la Bâlteni și de la Bumbești, Jiu și de la Bumbești Pițic și Alimpești și Polovragi și Cărbunești. Am încercat să aducem copii la teatru, au fost copii care n-au fost până acum niciodată la teatru, nu la un spectacol, n-au fost niciodată la teatru, au fost pentru prima dată la teatru. E drept, cei din Târgu Jiu au mai fost, dar cei din localitățile din jurul, din Gorj, n-au fost poate câteodată, unii n-au fost niciodată la teatru. Au fost spectacole în aceeași notă, Avioane de Hârtie, un spectacol care trage un semnal de alarmă de ce înseamnă bullying-ul și ce înseamnă singurătatea copiilor lăsați acasă cu copiii care pleacă, părinții care pleacă în străinătate și ei rămân aici. Și e un subiect de actualitate. Avioane de Hârtie este un teatru jucat de actorii teatrului Elvira Godeanu. A avut premiera acum 4 ani, cred. Dar oricum nu s-a mai jucat în ultimul an jumate că a fost pandemia. A fost un spectacol primit foarte bine de tineri, care chiar au fost și impresionați și ar dori să repetăm experiențele. O să vedem în toamnă dacă reușim să găsim și resursele financiare pentru a continua acest parteneriat și a duce copiii la teatru. Ce proiecte aveți pentru perioada următoare? Ne-ați spus despre Festivalul Lavandei și despre teatrul cu Corina Dănilă. Ne-a spus și despre Alexandru Tomescu, dar sunt convinsă că mai aveți și alte surprize. Cu siguranță o să pregătim începutul anului, începutul anului școlar, în septembrie, mai multe evenimente. Clubul Rotary o să organizeze în toamnă, o să aducă la Târgu Jiu sabia lui Tudor Vladimirescu. Asta începând cu 26 septembrie la Muzeul de Istorie și o să avem acolo mai multe evenimente în care să aducem tot la fel copiii să vadă un lucru esențial pentru ei, esențial pentru istoria Gorjului până la urmă, sabia lui Tudor și nu numai sabia lui Tudor, o să fie și portretul lui Tudor, al lui Aman, o să fie și proclamația din original de la Padeș. Sunt lucruri pe care am încercat să le aducem și noi în acest, noi însemnând aici Clubul Rotary din Târgu Jiu, în acest an bicentenar, încercând să creăm evenimente în care tinerii din Gorj și nu numai tinerii să vadă, să, eu știu, cunoască istoria. Am avut proiectul și îl terminăm acum în 3 zile, proiectul cu Tudor Vladimirescu, tot un proiect al Asociației pentru Democrație, Educație, Respect. Am mers în 5 licee, am avut seminarii interactive, iarăși foarte bine primite, am avut un lector deosebit, Adrian Tudor, care a știut să cumva să dialogueze cu elevii și să le stârnească interesul pentru istorie. Am avut un concurs de eseuri și o să acum cartea rezultată este la tipar. Și cu eseuri și cu desene al portretelor lui Tudor, realizate de copiii de la Liceul de Artă și copiii de la Liceul Tudor Vladimirescu, Colegiul Tudor Vladimirescu. E o lucrare interesantă, nu foarte mare, dar până la urmă e o lucrare care pornește de la copii. Nu e o lucrare de istorie, nu e o lucrare a unor savanți, dar e o lucrare în care copiii îl văd pe Tudor, prin cuvinte și prin grafică. Și sunt lucruri interesante, o să fie o lucrare interesantă.
Va putea fi găsită undeva, distribuită undeva? Da, o să o distribuim la școlile participante, cele 5 școli, la toți cei care au primit, la bibliotecă. Este o carte scoasă în editură, prin urmare va intra în circuitul public. Eu vă mulțumesc tare mult pentru participare și vă urez mult succes în toate proiectele. Mulțumesc eu și ne revedem cu drag pentru proiectele viitoare. Vreme caniculară mâine în Gorj, care vor fi maximele zilei, aflăm imediat. Vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va fi în creștere, deși în prima parte a zilei soarele va fi prezent pe cer, iar temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius. De mâine în Târgu Jiu, vremea va fi caniculară, iar soarele va fi prezent peste tot pe parcursul zilei, iar maxima va ajunge la 36 de grade, minima serii ajungând la 21 de grade. În Motru se va simți disconfortul termic, ce va fi în creștere în timpul zilei, temperatura va fi mai mare față de cea de ieri, urcând până la 36 de grade, iar minima de 21 de grade. În Bumbejiu în această noapte cerul rămâne senin, iar minima va fi de 21 de grade. Însă vineri, maxima zilei va avea temperatura de 36 de grade. În Novaci, pe timpul nopții, temperaturile vor urca mai mult de 21 de grade. Iar în timpul zilei, pe cer soarele va străluci și temperaturile maxime vor ajunge doar până la 36 de grade Celsius. În Rovinari, vremea va fi caniculară, iar maxima zilei va urca până la 36 de grade, iar minima serii va fi de 21 de grade. Se va simți disconfortul termic, ce va fi în creștere. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Interes Public, unde invitat este președintele directoratului CEO, Daniel Burlan, iar de la ora 21, consilierul local Claudiu Fiu vine la dialog deschis. Noi ne revedem și mâine de la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. Să aveți o seară minunată!